Atunci când se lucrează în echipă și toți o fac pentru același scop, ea să proiecte pliate pe nevoile oamenilor. Este vorba despre administrația publică locală din Orăștie, care a primit ieri o altă veste bună. Au fost aprobate primele trei proiecte depuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Vor fi construite locuințe pentru tineri, va fi renovat energetic centrul social din Orăștie și va fi elaborat planul urbanistic general al municipiului. Municipiul Orăștie este în topul așezărilor urbane din județ la atragerea fondurilor guvernamentale și europene. Nici acum reprezentanții administrației locale nu s-au lăsat mai prejos și au depus mai multe proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ieri a venit și vestea cea bună. Primele trei proiecte au fost deja aprobate pentru finanțare cu o valoare totală de peste 6,3 milioane lei. Ne bucurăm că au fost anunțați că primele trei proiecte au reușit să parcurgă toate etapele și au obținut finanțarea. Urmează perioada de implementare, sigur, ea va dura în funcție de cât este de complexitatea fiecărui proiect, dar este un pas înainte, așteptăm și celelalte proiecte, așteptăm noile linii de finanțare, suntem pregătiți pentru a depune proiecte, pentru a atrage cât mai mulți bani pentru comunitatea din Orăștie. Primele trei proiecte aprobate spre finanțare din cele circa 11 depuse sunt construirea de locuințe pentru tineri în municipiul Orăștie, în valoare totală de peste 3,6 milioane lei, elaborarea și actualizarea planului urbanistic general al municipiului Orăștie, în valoare totală de aproape 2,4 milioane lei și renovarea energetică moderată a centrului social, Direcția Publică de Asistență Socială din municipiul Orăștie, în valoare totală de 829.000 de lei.